tare bine pare că ne-am văzut. Te trăiești, Alin. Reproși să vă fac. Am fost cât pe aici să dau nu și vă spun și de ce. Pentru că am văzut gulerele cămășilor. Și mă așteptam ca la un moment dat să dați costumul popular jos și să se transforme în altceva. Trebuie să aveți foarte mare grijă la detaliile astea. Și știi de ce? Pentru că numărul vostru este un număr atât de bun. E un număr care ar putea să facă succes în Vegas, de exemplu. E mult prea bun ca să nu vă gândiți la detalii. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă poveste sufelinar. Da, suntem încă la Alba TV, chiar dacă ați avut impresia pentru câteva minute că suntem la Antena 1. Nu, este doar un invitat care a călcat pe platourile de la mai multe televiziuni din țară în cadrul unor concursuri mult apreciate de dumneavoastră, publicul telespectator. Flaviu Mârza este invitatul meu din această seară și ne va împărtăși din experiențele sale la concursurile de dans din România, concursuri în care a avut prilejul să întâlnească nu numai vedete ale micului ecran, ci și mulți, foarte mulți români talentați. Bun găsit, Flaviu, bine ai venit la Alba TV, bine ai revenit, că ai mai fost în emisiune aici la Alba TV, dar niciodată la Povești Sufelinar. M-ați invitat de foarte multe ori, timpul din păcate nu mi-a permis, dar mă bucur foarte mult că într-un final am ajuns la dumneavoastră în emisiune. Da, într-adevăr, am fost la câteva concursuri. Cred că cele mai importante, concursul de talente, de dansuri, care includ și dansuri. România au talent și România dansează. Concursul de talente la care am ajuns, zic eu, la o etapă foarte, foarte mare. La pentru rândul un începător, da. Pentru că tu nu practici de foarte mult timp dansul profesionist. Exact, exact. Sunt doar câțiva ani de când activezi la Centrul de Cultură Augustin Bena și aș spune, pentru un începător a fost chiar foarte bine. Da, a fost foarte bine. La primul show România au talent, primul show la care am fost, am ajuns în semifinală. Iar anul acesta la România dansează. Din păcate, n-am reușit să trecem într-o fază mai îndepărtată, am fost doar în audiții. Dar a fost o experiență frumoasă și mă bucur mult că am reușit să particip și la România dansează. Hai să o luăm cu începutul. Începutul a însemnat venirea ta într-o echipă de dansatori la Centrul de Cultură. Începutul, de fapt, a pornit din Comuna Mihalț. Țin să salut pe această cale pe toți mihalțenii mei. Începutul meu în dans a pornit de la mama mea, care mi-a insuflat această plăcere pentru dansul popular. Ea, făcând parte din ansamblu Banu Mihalcea din Mihalț, mergând cu ea la repetiție, am prins drag de acest dans, dansul popular tradițional. Și de acolo, nemai făcându-se dansul la noi acolo în sat, am încercat să merg mai departe și am ajuns la ansamblul județului Alba, Centrul de Cultură Augustin Bena, unde în prezent sunt dansator al ansamblului de dansuri. Și a fost o întâmplare la un moment dat. Ai dăruit și după aceea ți s-a dăruit. A fost o întâmplare care te-a dus practic rampa de lansare spre concursurile astea televizate. Da. O întâlnire. Da, rampa de lansare a fost o întâlnire cu Ricky la într-un proiect umanitar până la urmă.
Țin să vă mulțumesc pe această cale. Nu am eu niciun merit, meritul a fost al vostru și punctez acest lucru pentru că este foarte important de știut că atunci când dăruiești, darul tău ți se întoarce. Așa este. A fost un proiect umanitar în care voi ați fost solicitați să faceți terapie prin dans cu copiii de la școala ajutătoare. Și trebuie să-i mulțumim, să-i mulțumim doamnei Felicia Croitoru, psihologul școlii, care s-a gândit la acest lucru și datorită acestui proiect a apărut întâlnirea ta cu Ricky, cu partenerul tău de la România au Talent. Da, de acolo a plecat ascensiunea mea spre dans, spre altfel de dans, pentru că până atunci știam doar dansuri populare. Acolo l-am descoperit pe Ricky, un talent născut, zic eu, cum a fost și la România au Talent, un român și un țigan, să zic așa, un țigan foarte talentat. El nu se supără pentru că în sinea lui știe ce înseamnă, când zic eu, că e țigan. Nu e peiorativ, este exact etnia din care face exact parte. E foarte talentat. Am reușit să participăm la o grămadă de evenimente după România au Talent. Încă mai ținem legătura. Țin să-l salut pe această cale și mă bucur mult că l-am întâlnit. Poate într-o zi l-aducem și pe el în emisiune, pentru că este într-adevăr un băiat talentat și un băiat care și-a depășit condiția. Da, într-adevăr. Chiar dacă este la școala ajutătoare, el este un copil inteligent, un copil care muncește, un copil care s-a dedicat pasiunii pentru dans și mai presus de toate te ascultă și ăsta e mare lucru. Da, e bine că ascultă, e bine că își face treaba, e bine că exersează, pentru că întotdeauna exersând și lucrând, crești în valoare. Cum ți-a venit ideea asta? Bine, dincolo de întâlnirea cu Ricky, ideea de a pune în scenă un dans în felul acesta, adică tu să dansezi țigănește și el să danseze un gen muzical de pe alte meleaguri ale lumii. Exact. Ideea mi-a venit așa, nu știu cum să zic. Trebuie să punctăm că a fost coreografia ta. Da, corect. În toate dansurile prezentate. Da, da. A plecat ideea de la mai mult, a fost o idee ciudată. Da, ciudată. Ciudată și cred că ciudată așa ca o scânteie. Exact, exact. Că ar merge așa ceva, că inedit. Într-adevăr a fost ceva ce n-am mai văzut. A fost un lucru inedit. Da, a fost un lucru inedit și se pare că a plăcut mult oamenilor. Dovadă că v-au votat foarte mulți. Ne-au votat foarte mulți, am primit mesaje de laude, ne-au invitat după România au Talent o grămadă de nume la evenimentele lor, dar a urmat să vorbim și de România Dansează, spectacolul care, show-ul la care a fost. Ultimul eveniment de mare amploare la care ai fost invitat și unde ai avut de data aceasta un coleg de-al tău partener. Un coleg de-al meu din cadrul ansamblului pe care îl salut, Alinuș, Alin Popa. Dansăm de ceva timp și țigănește, pentru că ați văzut o populară țigănez, Michael Jackson, o coreografie frumoasă. Aici am ajutat și el la coreografie, a fost o idee crescută de amândoi, să zic așa. O idee care a plăcut și am primit și la acest show foarte multe like-uri pe Facebook, mesaje și din partea prietenilor doar laude. Au fost și din partea juriului laude. Da. Destul de multe laude și vin din nou și spun, sunteți doar la început și faptul că ați ajuns în semifinale, în treptele superioare ale concursului contează enorm. Acolo sunt mii de oameni care vin cu diverse talente și mai ales la ultimul concurs, România Dansează, chiar numai dansatori. Da, deci a fost doar un concurs. Și unii profesioniști de ani de zile și totuși ați reușit să intrați pe felia lor. Da. A fost o experiență frumoasă, ne bucurăm că am ajuns să ne dea în show, pentru că concurența, cum a spus și dumneavoastră, a fost foarte mare. Ne-am pregătit și după muncă și răsplată, cum se zice. Tu ai și un noroc fantastic că nu ești emotiv sau chiar dacă ești, nu ți-arăți emoțiile și asta te ajută foarte mult la show. Da, când ești pe scenă, emoțiile sunt constructive, dar trebuie să le lași, pentru că dacă arăți emoții, arăți nesiguranță. Tocmai de aceea, când intri pe scenă, trebuie să râzi, trebuie să transmiți un sentiment plăcut celui care te vede și te vizionează. Și știi ce mai admir eu foarte tare la tine, Flaviu? Că tu ești genul de om
căruia îi place să împărtășească ceea ce știe, un lucru extrem de rar în lumea artistică. De obicei, fiecare ține pentru el, probabil de frica concurenței, probabil din egoism, pentru că a fi artist înseamnă să ai și o doză de egoism, să ți se pară că ești cel mai bun, cel mai grozav. Dar eu am admirat întotdeauna că ție îți place să împărtășești, să iei pe lângă tine colegi de-ai tăi, copii, tineri și să le insufli și lor dragostea asta pentru dans. Este și motivul pentru care eu ți-am susținut întotdeauna proiectele, inclusiv ultimul, trebuie să spunem că începând de astăzi ești coregraf cu diplomă, da, cu pata la ma, cu tot ce vrei tu, un curs nu ușor, un curs care a presupus un efort din partea ta și unde ai lucrat cu cei mai mari coregrafi ai țării. Da, a fost un curs la București, în urma căruia am obținut certificatul de instructor coregraf. N-a fost deloc ușor pentru că, cum a spus și dumneavoastră, au fost mulți profesori care sunt coregraf de foarte mult timp. Astăzi, chiar astăzi am primit certificatul. Îi mulțumesc pe această cale doamne Georgeta Vlăduțiu, coordonatoarea de acolo de la București. Uite ce bine că ai spus că toți prietenii tăi o să aibă grijă să te taxeze pe chestia asta, pentru că știi tu că orice diplomă luată este urmată de o petrecere, trebuie udată ca să țină. Da, o să sper să facem și o petrecere. Ar trebui să udăm pentru că e de bun augur acest certificat, mai ales pentru mine. Cum a spus, plăcerea asta de a arăta și celorlalți ceea ce știu, gândesc că având un talent trebuie să-l împărtășim și celorlalți, nu doar vizual, ci să-i și învățăm. Am încercat de câțiva ani încoace, până să am certificatul de instructor coregraf, să le arăt și să le insuflu tinerilor pasiunea pentru dansul popular și nu numai. Vedem la noi în Alba, mai ales, dansurile nu au aceeași însemnătate ca în alte județe, deși avem o valoare foarte mare. Trebuie să le arătăm tinerilor că dansul popular este foarte frumos și descoperi sentimente pe care nu ți le transmit alte genuri, de exemplu, nu știu, rock and roll și alte. Să fim noi români, să vedem, Să ne valorificăm valorile noastre. Exact. Și spui foarte bine ce spui, pentru că atunci când am început noi să creăm echipa de dansuri de la centru, ne-am lovit exact de lucrul acesta. Mulți ar fi venit, dar le era jenă să danseze dansuri populare. Exact. Ori identitatea fiecărei țări. Acum tu ai văzut, pentru ei este mai greu accesibil să ajungă la un festival internațional. Dar, în general, identitatea unei țări înseamnă dansul popular, nici de cum alte genuri de dans. Celebru te face dansul popular în lumea dansului. Exact. În lumea muzicală, a cantoului, probabil că devii mult mai celebru prin muzica ușoară, dar când vorbim de dans, aici ori faci baletul clasic, care înseamnă performanță și muncă enormă, ori dansul popular. Pentru că și în județul Alba, exact ce discutam noi înainte de emisiune, n-a fost un dansator celebru pentru că a dansat, știu eu, breakdance sau altceva. Au ajuns celebre dansul Purtata al fetelor de la Căpâlna, a ajuns celebru dansul Haidăul, tot din zona Mureșului, a ajuns celebru Călușarul. De la noi din zonă și Călușarul din țară chiar la momentul acesta este unul din cele trei fragmente de patrimoniu recunoscute de UNESCO. Da, un dans este românesc, nici de cum de alt gen. Așa că ți-ai ales o felie foarte bună din folclorul românesc pe care să o valorifici. Așa este. Dacă nu ne valorificăm noi patrimoniul nostru național și mai ales dansurile populare, pentru că e domeniul meu, eu zic o pierdere. Fiecare țară își valorifică patrimoniul ei, nu vine nimeni din afară să te facă pe tine celebru. Nu știu dacă ați urmărit sau ați văzut, ne sunt luate multe elemente de dans. Exact, multe elemente de dansul introduse nostru în dansurile lor. Am văzut lucrul acesta. Treaba e că
noi ni le recunoaștem, alții nu-și dau seama că sunt ale noastre. Noi le știm că, sunt ale noastre. Da. Și mai ales figuri din Călușar, chiar foarte multe sunt în alte genuri de dansuri. Da, ne folosesc figurile și e păcat, pentru că chiar avem zone etnofolclorice de dans foarte, foarte frumoase. Uite, mi-aduc aminte acum că ai spus că se preiau multe elemente. Mi-aduc aminte că la ediția Eurovisionului, nu mai știu, 2-3 ani în urmă să fie, Republica Moldova, e adevărat, tot români de ai noștri, dar din altă țară, că deocamdată sunt în altă țară, au venit chiar cu un montaj de horă moldovenească la Eurovision și cu o prelucrare folclorică și a mers destul de sus succes, atunci Moldova cu acea melodie. Da. Pe de o parte te bucură treaba asta, pe de alta te întristează că, iată, exact ce spuneam, noi nu valorificăm filonul ăsta de aur pe care îl avem în țară. Și eu chiar m-am bucurat că tu ai folosit la ultimul concurs un dans popular. Da. Chiar m-a bucurat lucrul acesta. Am fost acesta la România au talent cu dans țigănesc, doar dans țigănesc eu, și am zis că e momentul să arătăm și ce avem noi, tradiția noastră a românilor, într-un show care nu prea, cum să zic eu, dansul popular nu e prea încadrat în show-urile de genul, show-urile TV, deși e foarte frumos. Dar am făcut o coreografie așa, după cum ați văzut, încât să placă să fie show, publicului și să fie show. Dar să fie și folclor autentic. Deci am arătat că și folclorul poate fi un show TV, ca să da, zic așa. Da, așa este. Într-un show TV. Eu acum, pentru că noi ne lovim foarte des de, la nivel de țară, nu vorbesc numai în județul Alba, sunt tot mai puțin coregrafi de folclor, te-aș întreba dacă în acest curs au mai venit tineri care să facă această profesie. Că deja de azi ești profesionist. Pe domeniul folcloric. Folclor am fost singur. Iată, exact ce am spuneam. Fost tinerii se feresc de un domeniu în care lipsește forța de muncă. Da. Dacă țara asta e plină de juriști, de mai știu eu ce economiști, sunt domenii în care chiar lipsesc oamenii de care noi avem nevoie. Și vorbeam de Barbu, de Neamărin. Cunosc publicului larg. Este cam ultima generație, că de la el încoace e un gol imens de coregraf. Exact. Și ar fi de dorit, poate că, uite, urmărind emisiuni de genul acesta, se mai orientează și alți tineri. Și cred că este și rolul nostru atunci când mergem în școli să le explicăm că sunt profesii destul de bine plătite, profesii care îți pot aduce bani și tu poți confirma lucrul acesta, dar și care, o satisfacție. Și, asta zic, sunt profesii făcute cu plăcere. Exact, e o plăcere înainte de bani, de orice ar fi, o plăcere și e o satisfacție când îți vezi echipa pe care ai pregătit-o, ansamblu pe care l-ai pregătit, făcând o imagine foarte cam bună. Cam câte ansambluri ai pregătit? Că tu ai luat-o de la copilașii aia mici până la ansambluri mari, ultima năzbâtie fiind Ciugudu. Da. Ansamblu de la Ciugud. Cam da, câte la ansambluri Ciugud, ai pregătit? Țin să-l salut pe domnul primar de la Ciugud. La Ciugud a fost o, așa, o idee a dânsului de a forma un ansamblu într-un timp foarte scurt și a fost o muncă depusă, dar o muncă depusă cu plăcere și a avut un happy end, un final fericit, pentru că am reușit să închegăm acest ansamblu de dansuri, pentru că pe dansuri am fost. Și o să-l vedeți chiar acum la Festivalul Cultură pentru Cultură. O să-l vedem și sperăm să și câștige un loc sper foarte din bun. Suflet, sper din suflet. Dar apropo de ce ziceai că a fost timpul scurt, asta nu te împiedică să continui. Corect, nu. Și să reușim să închegăm un ansamblu bun cu care să putem ieși în străinătate, pentru că și aici este o problemă. În multe, foarte multe festivaluri din străinătate se impun amatori. Se impun ansambluri de amatori. Da, nu știu, cred că se descopere mai mult chiar tradiția. Filonul acela balet, tradițional, chiar exact. Figura tradițională. Acum că tot veni vorba de balet, iarăși nu mă pot abține să spun că lucrurile pe care le faci cu plăcere își lasă amprenta adânc întipărită în memoria persoanelor care privesc acel produs artistic. Tu deja ai, am observat lucrul acesta, deja ai stilul tău de a coregrafia ceea ce iarăși este foarte important. E foarte bine să-ți faci stilul tău, pentru că nu e ok să iei coregrafii, eu știu, sau nu numai la asta mă refer, te
cunoști în dans fără să știe neapărat lumea că tu i-ai pregătit. Eu cel puțin, deja văzând câteva ansambluri pregătite de tine, chiar dacă nu te vedeam la Ciugud, prin felul lor de a dansa, imediat ți-am recunoscut coreografia. Ceea ce e mare lucru. Mă bucur mult că ați observat. Spuneați de câte ansambluri pregătesc. În momentul de față am la Mihalț trei ansambluri, pentru că sunt pe trei nivele trei generații. De grup. Trei generații. Și am acolo de la 5 ani chiar până la copii de liceu, undeva la 17 ani. Sunt trei generații cu care sper să ajung foarte departe și îi mulțumesc domnului primar de la Mihalț că mă sprijină și mă susține în ceea ce vreau să fac. După cum spuneam, am la Hăpria, un ansamblu pe care l-am format în nici 2 luni de zile. Și din nimic? Și că din... la Mihalț ai avut totuși punctul de plecare. Exact, am avut o pepinieră, că a mai fost ansamblu înainte, dar la Ciugud... N-a mai fost nimic, ai luat-o de la selecție, de la ai căutat prin sat. Da. După care acum avem la Ighiu, începem cu domnul primar de acolo, colaborare sper că foarte frumoasă. Hai să nu mai lăudăm pe domnul primar, că meritul până la urmă e al tău, că tu te străduiești, tu muncești foarte mult. Da, dar fără sprijin mult. Meritul lor este să... că te-au chemat. Exact. Da. Atât, dar să tu îi ajuți pe dânsii. Da. Și aici, la Alba, mă ocup de pepiniera Centrului de Cultură Augustin Bena, o pepinieră care sper să înflorească cât mai frumos și să ne oferă cât mai mari talente pentru ansamblu mare. Bun, planuri de viitor personale. Astea profesionale le-am văzut. Ce concursuri mai țintești, pe unde mai vrei să mergi și cam ce genuri vrei să mai abordezi? Planuri de viitor generale. Fiind în ultimul an la facultate, sper să am acum licența, sper să termin cu bine, după care o să-mi continui visul, pentru că ceea ce vreau să fac mai departe e tot dans. O să merg la stagii de coreografie, pentru că întotdeauna e loc de învățat și de mai bine, și mă ocup de ansamblurile care deja le am și sper să mai deschidem, pentru că în Alba chiar sunt talente și sunt dansuri pe care le putem valorifica. Asta mă bucură foarte tare și din nou vin cu sugestia să valorifici cât mai mult din potențialul zonei. Exact. Și potențialul uman care să danseze, dar și filonul tradițional al dansurilor tradiționale din județul Alba, care, repet, anii 70-80 pentru județul Alba au însemnat ani de glorie în privința aceasta, anii în care s-au lansat marile formații de muzică asta tradițională. Asta și vreau să fac, să renasc acei ani frumoși în care Alba era la un nivel foarte, foarte înalt cu dansurile populare. Trebuie să o salutăm și pe coregrafa județului Alba, Sorica Fărcaș, cea care și-a dedicat întreaga viață formațiilor de folclor din acest județ, și să sperăm că folclorul merge mai departe și cu voi generațiile mai tinere. Da, o să ținem vie această flacără a folclorului din Alba Iulia și a tradițiilor. Mă bucur că ai acceptat invitația mea, mă bucur că am vorbit despre tinerii care vin în această profesie și mai ales mă bucur că ai încurajat tinerii să vină spre un domeniu care li se pare ușor ciudat în primul moment, dar toți care au venit, și noi știm asta, s-au bucurat să rămână și să practice în continuare. E greu până ajung la sala de repetiții, exact. Și văd ce muncă frumoasă și plăcută și ce învață ei despre, nu numai despre dans, dar despre tradiția noastră a românilor acolo, pentru că eu la cursurile mele de dansuri nu doar le arăt figuri de dansuri, le și explic de unde, ce tradiție are acea figură și sper să vină cât mai mulți tineri din Alba Iulia. Măcar să-și îmbogățească cultura generală, exact. Deși sunt convinsă că toți care vor veni vor rămâne. Eu vă doresc să rămâneți în continuare o familie frumoasă de dansatori acolo în fiefurile pe care tu le pregătești și m-aș bucura să vă văd din ce în ce mai mult pe ecran, în concursuri și să aveți mult succes. Mulțumim frumos și mulțumesc încă o dată frumos pentru invitație și pentru că faceți ceea ce faceți pentru noi, în primul rând pentru ansamblu
județul nu, aici, asta pentru ne este că ne sprijiniți. Menirea și așa cum Alba TV ne sprijină pe noi să vă facem cunoscuți, așa și centrul la rândul lui încearcă să scoată cât mai multă lume folclorul județului Alba și uite așa unii pe alții ne ajutăm ca să nu lăsăm în acest județ să moară tot ceea ce înseamnă artă, cultură, pentru că ăsta e rolul nostru. Exact. Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă spunem la revedere. Ne vom întâlni săptămâna viitoare din nou cu cultura la emisiunea Povești Sufelinar, cu o nouă poveste la fel de frumoasă ca și dansul popular. La revedere, numai bine, pe săptămâna viitoare!